Oh, sunteți pregătiți pentru următoarea rundă? Nu încă? Mai vezi niște pe, mai... Bine. O să vă mulțumesc și eu că ați venit. O să avem o prezentare un pic diferită față de prima, dar mi-am dat seama, n-am vorbit cu Ionel, dar mi-am dat seama că vorbim de chestii foarte similare în realitate. Deci putem să zicem că avem un topic similar, în sensul că vorbim de cum putem să observăm sisteme software în realitate. Ce a prezentat Ionel în realitate, să observăm un sistem software, ce o să prezentăm noi astăzi, e o altă modalitate, un pic într-o altă zonă. O să începem un pic, Cori a vorbit despre cine suntem noi. Nu vreau să repetim cine suntem noi, să facem un... Dar e un pic important în contextul a ceea ce o să prezentăm, cine suntem noi, în general. În general, ce facem noi dacă să luăm high level? Cori a vorbea de zeci de mii de surse de date, în realitate sunt milioane de surse de date. Sunt mii de surse de date structurate și restul sunt foarte multe surse de date, milioane zice, surse de date nestructurate, din care noi, în realitate, încercăm să colectăm informații, să le dăm un sens, să zicem așa, dintr-o lume publică foarte fuzzy, să le agregăm în ceea ce se cheamă în profile. În profile de risc, în realitate, în profile, în general, de risc pentru instituții financiare, risk de financial crime. Care e, putem să ne întrebăm ce e la risc. Risc e foarte mult. Trafic de persoane, corupție, money laundering, toată nebunia. De ce vorbim despre chestia asta aici? Pentru că, în realitate, tema pe care noi am vrut să o ridicăm, cumva, care e importantă pentru noi, dar o să vă întreb și pe voi, e întrebarea asta. Pentru noi importantă, dar aș întreba înainte să pornim cumva să prezentăm ceea ce aș vrea să prezint aici, o abordare a noastră în a explora o soluție care ar trebui să răspundă parțial la întrebarea asta. Dar, în primul rând, înainte să încep să tur un pic, do you trust your data? Niciodată. Are cineva încredere? Nu, 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 care zice că are 18 ani, care are 18 ani. Exact. Bă, sunt... O să fac o glumă. Da. Dacă nu crezi pe mine care 18 ani, o să ca programator. Perfect. Într-un for. Putem să mergem la rest request. Și cineva zice salariul sigur nu este. În general, de ce ziceam că se conectează un pic cu modalitățile de a observa un sistem? Pentru că, în general, datele sunt outcome-ul sistemelor pe care le menținem, dezvoltăm, etc. În general. Să observi datele, în realitate observi și comportamentul sistemului tale. Faptul că observi că n-ai încredere în datele tale, în realitate observi un pic rezultatul comportamentului sistemului tale. Și de asta întrebarea e destul de importantă pentru noi aici. Un citat interesant, să zicem așa, care vorbesc cei de la IBM. Când vorbim de date, în realitate, de foarte multe ori vorbim de knowledge. Ei zic că suntem in the age of required knowledge. Adică era conștiinței. Mai mult decât atât, nu vorba de era conștiinței, e că astăzi, în realitate de astăzi, e necesar să știm chestia. Deținem date, nu numai dacă nu știm sau dacă știm, există un cost să știi, există un cost să nu știi. Că știi mai mult sau aceste coste în diverse, în diverse scenarii, dacă știi mai puține, aceste coste în diverse alte scenarii, de exemplu să pierzi chestii. Acum, interesant și aici vine, putem să aruncăm big data, tot felul de chestii, nebunie, dar age of knowledge într-un context de genul ăsta. Deci vorbim de
knowledge, vorbim de date, în general, într-un context în care diversele voci spun că generăm cantități de date, o să generăm cantități de date enorme. E nu numai că să generăm de cantități de date enorme, cantitățile de date cresc cu o viteză exponențială. Pentru că vrem să știm, în general. Când vrem să știm, generăm alte date. Și tot așa, după aia generăm alte treburi și toate nebunile și foarte mulți dintre noi generăm alte date. De ce e important și asta pentru noi? Că noi, în general, ca și companie, pe asta ne bazăm. Încercăm să colectăm cât mai multe date relevante, din date publice, care, am fost și nu cred pentru noi, au o cursă destul de interesantă în ceea ce privește cantitatea de date. Și atunci e destul de important cursa noastră în a colecta cât mai multe date, destul de important să vedem dacă datele noastre actually putem să avem încredere în ele. Și toată nebunia asta vine cu niște caracteristici pe care ar trebui să ne uităm cumva în dreapta un pic mai simplificat, în stânga un pic mai extins. Când te uiți la date, dacă vrei să ai încredere în ele sau dacă vrei să le observi sau ce vrei să faci cu ele, trebuie să te uiți la diverse calități pe care le ai. Accuracy, currency, correctness, frequency, you name it. Întrebarea aici este, pur și simplu, vă uitați din toate perspectivele astea la datele pe care le generați sau cu care lucrați? Nu bine. Depinde ce și ce riscuri. Da, exact. Dacă eu colectez statusul că e fericit sau că eu dau like-ul, nu știu ce, nu mă interesează. Nu te interesează că e corect? O să văd dacă chiar îi place poza aia sau nu? Păi nu știu, asta zic. Dacă dau like-ul, mă duc pe ea că îmi place. Ideea e ce costam eu ca să aflu și ce mă interesează. Exact. Dar, în general, te interesează că, spre exemplu, ai un degree, o fază în să înțelegi. Nu e vorba că nu te interesează că e corect sau nu, ci vrei să fii conștient, spre exemplu, că totuși nu știi că e corect sau nu. Aici e un pic. Dar te interesează și genul. Te interesează, spre exemplu, dacă colectezi date, dacă datele tale care le colectezi în sistemul tău sunt accesibile, poți să zici că le colectezi, da, nu am date, super tare, nu știu câți petabytes de cache. Și, actually, pot să dau un exemplu, nu poți să faci filtre pe ele pentru că ai băgat un string în loc de un tag. Și, actually, accessibility mai relevantă. Dar, în general, sunt diverse caracteristici și sunt diverse caracteristici, în general, a datelor care pot fi observate în diverse, aș zice, cu trei modalități destul de importante care sunt cărămizile de la bază. Nu vreau să zic cei trei pilari, pentru că cine știe insights, da. Dar ce vreau să zic e că o să vreau să ajungem, în realitate, nu o să vreau să dau toate răspunsurile, o să vreau să ajungem într-o anumită zonă a caracteristicilor astea, să vedem un pic cum am explorat noi partea respectivă. Cum ziceam, cele trei cărămizi, în realitate, prin care pot să observ chestiile astea, merg în zona următoarelor topicuri. Analytics, audit și provenance. Nu o să discutăm despre analytics. Toată lumea a auzit analytics, big data, analytics, grafice, pie chart-uri, toată nebunia. E o modalitate să observi datele, în realitate. Dar nu e neapărat nevoie, și de asta o să ajungem în cum poți observa comportamentul prin un anumit tip de date, nu neapărat nevoie că analytics actually poate să-ți dea grafice foarte interesante pe date greșite. Și în realitate nu e vina datelor, dar poate să fie vina sistemelor tale. Te ajută analytics. Poate. Te ajută un pic, poți să detectezi. Te ajută un pic, dar nu te ajută foarte mult să-ți dai seama că actually când au ajuns datele la tine, care erau bune, nu le-ai stricat. Și s-a întâmplat cum trebuie. Ajută un pic, tradițional, ajută un pic
auditiv. E, ajută. Dar ajută mai mult ceva, un pic mai nou, care se cheamă provenance. Nu e chiar așa de nou, dar nu e chiar așa de implementat, în general, în sistemele tradiționale. Și o să tindem un pic să, să vedem inițial diferențe dintre audit și provenance și cumva ce vrem noi să prezentăm e approach-ul nostru în zona Python în ceea ce privește provenance. Nu o să vedem code foarte mult asta, o să vedem un pic arhitectural, direcții, ce am experimentat și cum ne gândim un pic la abordarea respectivă. Dar mai întâi, ca să zicem așa, quick. Nu m-am studiat foarte mult, dar în general, când vorbim de audit și vorbim de provenance, vorbim de două aspecte, se pot intersecta și o să vedem cum, două aspecte cumva diferite ale modalităților în care poți să observi comportamentul unui sistem, în ceea ce privește date. În general, auditul, dacă ne uităm, putem să vorbim acum, trebuie să fim puriști sau nu, sunt foarte multe chestii care pot deveni, spre exemplu și ceea ce a prezentat Ionel poate să genereze date de audit într-un fel sau altul. De câte am înțeles, cineva a fost destul de creativ cu, în direcția aia cam merge. Se poate face. Dar logul pe care le aruncăm peste tot e o modalitate de audit sau un audit un pic mai custom pentru, în general, auditul îți dă un log de evenimente, step by step, în general e orientat pe operații, transactions și event. Îți poate detecta, auditul în general zice, la pasul ăsta sistemul nu a funcționat. Ocunește, erau excepții, că nu ascunzi excepții. Zicea, dar în general e focusat să zică dacă sistemul a mers, n-a mers, cine l-a accesat, când l-a accesat și genul ăsta de eventuri. On the other side, nu exclusiv față de audit, vorbim de provenance. Care are o altă perspectivă, în general. Îți dă informații tuicuite, un pic, aș zice. E focusat mai mult, și o să vedem un pic în model, pe entități, agenți și activități și relațiile dintre ei. Ar putea fi aceeași chestie reprezentată altfel, dar are cu totul un alt focus. Și o să urmăm un pic să vedem un pic unde putem să urmăm. În general, provenance-ul merge în direcția calității datelor, reliability și încredere în datele pe care le are. Și eu să nu întâmplă de ce. Acum, are o față foarte interesantă. Clasic, cumva, dacă privim datele, sistemele tradiționale clasice, audit, provenance, ce vrei, tot ce vrei. Deci cea mai adică de staff, ai un database, vă aștept acolo, de modele, de monitor, history, all-in, toate nebunile. More or less, poate în unele situații îți pare treaba asta, asta este un pic mai încolo, poate chiar face un mic mai mult. Dar, asta e clasic, cumva. S-ar putea cam tot să recunoașteți pattern-ul ăsta în ceea ce ați lucrat. Date combinate cu altele, referințe, history, event, locuri, nebunii sau Elasticsearch-uri pline de date, de tot felul, Kibana. Ceva de genul ăsta. Acum o să vorbim de teorie, pentru că sunt specificații, una dintre ele, cea de la P3C, care zice că ar fi interesant ca datele astea, în realitate, să fie scoase din datele noastre, din datele de business, care sunt importante pentru noi. Și cumva teoria zice că le poate reprezenta pe toate, și audit, și provenance, și toate.
Noi, în schimb, credem mai mult în Mickey Mouse, pentru că nu e vorba că credem mai mult în Mickey Mouse, e că teoria e cumva mult prea grea de implementat în realitate. Să iei tot, să vrei și security stuff și tot reprezentat in the problem, e prea dificil. Și mai mult decât atâta, sunt tool-uri deja in place, sunt sisteme in place care se pot asigura de audit regulile, de security, de toată lumea și putem beneficia de partea aia. Și atunci credem, probabil, că decuplarea informațiilor în realitate e o chestie bună din două puncte de vedere, putem să în ceea ce privește audit, în stat, putem să refolosim, iar în ceea ce privește provenance, o să vedem un pic că ar trebui să cam dezvoltăm și mai ales acum o să vedem un pic de partea Python, mai trebuie completat un pic și open source community în unele chestii. Cred că nu am zis, dar în general, am omis treaba asta, noi dezvoltăm aplicații Python. Când vorbim de colecție de date, agregare, toată nebunia, chiar și pe partea de analytics, ML, Python e ce ne ajută cel mai mult. Ne ajută cel mai mult Python să dezvoltăm chestii, dar nu suntem limitați în a folosi numai Python. În general, dacă sunt tehnologii care ne ajută și dacă sunt în Java, le folosim. Nu dezvoltăm în Java, da? Elasticsearch, dacă vorbim foarte mult Java și toate alte nebunii. Da, folosim și alte tipuri de lucruri. Acum, cum am zis, ce am ales să explorăm? Am ales să explorăm specificația de la V3C de provenance. Nu o să discutăm în singur slide, în general, dar dacă vrem să înțelegem ceva despre provenance, cred că e cea mai matură și binișor gândită specificație care există actual. Sunt 12 documente foarte stufoase, cu diverse secțiuni bine organizate, prezintă modele, ontologie, toată lumea. Acum, e o specificație destul de interesantă, dar se reduce în general la o chestie destul de simplă. Se reduce în a proiecta cam în a avea o imagine, deci la ceea ce se întâmplă între entitățile pe care avem și agenții care avem și activitățile pe care avem, ar trebui să le reprezentăm în ceva de genul ăsta. Acum, o să dau exemplul nostru. Avem profile, spre exemplu, o să scurtez. Avem profile care se întâmplă. Există diverse worker care agregă informații. Sunt informații raw, care sunt luate de scraper. Acum, când vorbim, putem să abstractizăm cam orice, dacă este în și la sistemele noastre, într-un model de genul ăsta. Orice poate să fie un agent, în general, și cam ce face un agent e o activitate. Și, în general, se întâmplă pe entități, pe grupuri de entități, și sunt relații între ele. Și sunt definite în specificația respectivă diferite tipuri de relații. Să ne arătăm, de exemplu, dacă linkul palier face un bloc post, da. Asta zice că e fals exact. Sau că e adevărat? Nu zice că e fals sau adevărat, ci ai dat un exemplu bun pentru că tu, în realitate, poți folosi specificația să trecuiești ce fac persoane. Și eu să... Bună întrebare. Specificația un pic e mai complexă decât ce arată acolo. Dar tu poți să trecuiești ce s-a întâmplat în sistemul tău. Poți să trecuiești pe un agent care poate fi o persoană, o organizare sau un software agent. Ce e exact. A făcut ceva cu ceva entitate. Spre exemplu, nu știu, și-a schimbat numărul de buletin. Atunci poți să zici că, poate un exemplu foarte prost, ai avut un agent, persoana respectivă, entitate buletin, activitate, dacă putea să facă el direct pe și a schimbat numărul de buletin. Acum, dacă informațiile astea trei, în realitate, și plus
timestamp-ul când s-a întâmplat, când se poate întâmpla, poți să zicem pe următorul, că o activitate, hai să vedem care e, entitatea buletin, spre exemplu, are un agent care sugere care există tu, activitate schimb, activitatea practic în relație cu agentul, pentru o activitate de agentul respectiv, de genul care zici tu, o relație care practic afectează entitatea de genul ăsta, pur și simplu o reprezint în sistemul tău. Și am un track de genul ăsta, reprezentat în forma asta. Tipul ăsta de entități, tipul ăsta de entități, agent, entity, activity și relații între ele. Relațiile sunt mult mai multe decât asta are ca scop. De exemplu, dacă Nicu Palerul mă face cu mine pe profil, asta are ca scop să zic că bă, are vreo o notă de încredere Nicu Palerul? Nu. Ideea este următor. Sistemul tău recunoaște informația, culege informația, vorbim de un sistem, un software, nu vorbim de realitate în plan. De exemplu, dacă tu recunoaște informația că Nicu Palerul te-a făcut pe profil. Ok? Tu să ai trafic de persoane, să intră în cum fac? Îți dau exemplu cu trafic de persoane. Noi detectăm o informație că cineva a făcut trafic de persoane. Cineva, unul. Trafic de persoane, niște detalii. Okay? Blogul lui Nicu Palerul. Exact, blogul lui Nicu Palerul. Imaginează-ți că informația respectivă, toată informația raw, intră în sistem. Ok? Este ecuită de un agent, un spectru. Ok? E extrasă, îi trimisă către o, un pipeline de procesare destul de complex, care se face validare, enhancement, revenire. Faptul că e Nicu Palerul pe planetă, s-ar putea să existe Nicu Palerul vreo 10. Să decizi că e Nicu Palerul, le dai la care dintre Nicu Palerul, unde pui informația aceasta. Unde pui? În profilul ăsta, ăla, cu sau ăla. Pentru că s-ar putea să fie în Suedia, în nu știu unde, unul pe dată cunoaște, unul pe nu știu ce locație. Nebunie. ML-ul ăsta și toată nebunia respectivă. Ok? Informația ta trece printr-un proces super complex. Ok? Dar ideea e că, exact ce zici tu, informația că Nicu Palerul a spălat bani, zicem, o să, la capăt, o să ajungă într-un profil. Ok? Eu zicem că chestia asta înseamnă că și un vector de atac chestia asta. Adică eu pot să fac 10 site-uri care zic că Gabi aici face spălare de bani și dacă cineva verifică pe Gabi, da, uite, am găsit 10 surse, Gabi face spălare de bani, zic niște articole la niște ziare, Antena 3 sau nu știu ce, super sigur că da, Gabi n-am trebuit să... Bun, dar cum te asiguri, de exemplu, exact, tu o să te asiguri, cum te asiguri că în realitate informația a trecut prin sistemul tău, fără să lași nicio urmă, că informația că la Gabi care trebuie, că nu-i ajuns cu Gabi pe un tău, poate care nu spăla niciun bani, nu te asigur că informația a ajuns unde trebuie. Ai trecut din stările în care trebuie, ai luat deciziile în care trebuie și nu e vorba numai de aia. Imaginează că odată cu informația aia, intră un batch de 5.000 de informații. Și poate degenerează ceva în sistemul tău și se încurcă deciziile n-au fost corecte în sistemul, în workflow-ul tău. Tu trebuie să lași, ca să poți să observi, vorbim de a observa un sistem, trebuie să lași niște urme. Aia ce despre ce vorbim este cum organizezi urmele respective pe care să le poți verifica. Exact. Să poți verifica ceva de genul, am intrat toate informațiile astea în sistem, ce impact au avut în partea cealaltă. Imaginează-ți că dacă tu ai event urgent, am făcut aia, 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 să le conectezi și să le dai un sens, e bun, în general. Și asta e o formă abstractă, da, organizată. Exact. Ce se întâmplă? Exact. Și ca după aia cineva să... Ce se întâmplă e o formă în care tu poți să îți aduce stăuiești sau whatever, footprint-urile aplicației ta. Deci aplicația este procesul de analiză? Nu procesul de analiză, sistemului tău. Sistemul tău e super complex, face 50.000 de chestii. Okay? Dacă tu nu lași niște urme, în realitate ai ieșit un backup. Ai băgat o chestie, ai ieșit o chestie. Nu știi nimic, nu o să știi nimic despre el. Mai mult decât atâta,
tu ce poți să... Tu vezi acțiunea, de exemplu, ca o singură acțiune. Okay? Tu cum detectezi că sistemul tău, în realitate, face câte o acțiune bine, în realitate, datele tale se degradează în timp. Asta e o altă întrebare. Asta e filozofice, nu vei vedea. Filozofice, real. Cred că sunt real, numai... Ei, cum să zic, nu avem destul de informații și e clar că... Le generez, exact asta e chestia, că le generez. Bun, și odată e vorba de generare și odată e vorba de... Analize, da. Aici e vorba de când le generezi, cum le organizezi și cum le pun, ce le generezi. Asta e starea de fapt. Okay. Cum le stocăm. Exact. Cum le stocăm în sensul ca și model, ca și specificație, să zicem. Acum, ca să merg mai departe, e de ce, la ce ne ajută pe noi să le generăm așa, pentru că dacă te uiți la modelul ăsta, modelul ăsta tranziționează destul de bine într-un model de genul ăsta. Într-un graf, în realitate. Pentru că sunt entități, relații, clasă, graf. Ok? La ce te ajută un graf, în realitate? Pentru că în graf, când îl analizezi, dacă ai un event aici, poți să parcurgi ce vrei, poți să îl interpretezi, poți să interpretezi parte, poți să interpretezi o grămadă de chestii. E o consecință, cum să zic, ai mult mai multă flexibilitate să observi datele respective. Asta nu te limitează în sensul că neapărat treaba asta trebuie să fie într-un graf. Niciodată. Dar, să zicem, de ce considerăm noi, că vorbim de experiența noastră, că e util treaba asta? Pentru că treaba asta o poți reprezenta foarte ușor într-un graf. Și acum ajungem un pic, mergem un pic mai departe. Asta e cumva high level, o propunere noastră, doesn't matter. Dar ideea e, hai să zicem aici, aici e toată partea de agenți. Ce facem noi? Nu vă uitați la nume, că nu zicem nimic. Sunt toți agenții noștri, scraper, reunii, procese, sunt mai multe lucruri. Care cumva generează date de probleme. Generează date, generează fructuri. Atât timp cât noi alegem, și să vedem acolo că în realitate ce alegem, alegem să folosim pentru noi foarte 90% din partea asta e partea. În realitate, ca să fac un pic de domeniu, folosim ProPython. Librăria ProPython, foarte simplă, pur și simplu folosim, scoate documentul. Asta o să vă rămână să aplicați acasă. Dar, ideea de bază e că ceea ce putem face și aici ce aș vrea să vă e că tu poți să urmărești, să legi date de probleme în realitate, dacă te străduiești în diverse sisteme. În sisteme distribuite, pentru că vorbim de date enorme, vorbim de orice procesare destul de complexe, vorbim de sisteme distribuite în realitate. În sistemele distribuite, e un pic cam greu să observi comportamentul lor. Dacă nu lași footprint-uri care se leagă una cu alta, pentru că datele tale încep să vină de aici, pe aici, le mai crea nu știu ce de aici, l-a scalat în 400 de ori, la nu știu ce este, depinde de sistemul ăsta. Imposibil. Ia eventul și încearcă să le pui cap la cap, să înțelegi din ele și să-ți dai seama niște comportamente. Nu știu că nu poți, îți ia un pic de timp. De exemplu, cea funcțională, asculta un pic timpul ăla de a observa sistemul respectiv. Asta e o soluție să scurtezi timpul ăla, cum poți să observi comportamentul unui sistem. Ce ai făcut și dat? Acum, noi ce am zis în felul tău, foarte mari preocupări, multe sisteme, foarte multe date, decuplăm. Aici ziceam că deci când și toate tehnologii, Kafka, aruncăm acolo, procesăm de parte cealaltă. Abstractizare destul de bine, bună, ne ajută Python Pro. Cum ne ajută? Face documente de provenance în diverse formate, provenance format, JSON și toată nebunia. Merge, poate să meargă în diverse modalități, pentru că poți să aduce în server, poți să aduce pe ceva prin processing, în funcție de cum vrei să scalezi. Pentru că în funcție de ceea ce faci aici și dimensiunea,
trebuie să și scalezi aici, pentru că nu mai vrea să stresezi ce ai aici. Și atunci să zicem că capra poate să fie o alegere scurtă, nu se poate. În cealaltă parte, de ce ziceam că nu e foarte important că vrei craft, că vrei nu știu ce proiecte? Ideea e că odată ce aplicațiile tale nu le interesează cumva cum o să fie observată, de cine o să fie observată, nu știu, le interesează că am lăsat o oarecare urmă. Am făcut o chestie, las-o în fundul. Prin aici consum, în respectivul event, să zicem, așa și stăulești cum vrei tu, graph, relation, spedis, pe cum crezi tu că vrei să le analizezi. Pentru că sunt anumite, de exemplu, dacă reprezinți un graf, poți să detectezi pattern, poți să traversezi cumva mult mai easy. Imaginează-ți cum traversezi să ajungi un event de aici, ceva super complex și vrei să vezi capul. Într-un relational database ar putea să elegi, să vă mai putea să vă mai scuze pentru cei care au făcut treaba. Nu-i de vreme, nu-i de vreme. Ne luptăm. Ideea e că ai mai multe opțiuni. Poți să pui într-un relational database și să-l analizezi cu un tool de analytics care vrei tu, orice soluție de analytics, pentru că îți dă anumite perspective. Poți să pui un graf și să-l analizezi pentru că vrei să vezi cumva totul altceva, vrei să detectezi patternul, vrei să detectezi legături, vrei să observi comportamente în timp. E interesant. Acum, experimentând cu toată treaba asta, cum ziceam, ca să ajungem un pic la Python, aplicațiile noastre Python-based, pe ce ne bazăm și pe ce, să zicem, e destul de solid deocamdată. Python Prof, librăria, suport destul de bun pentru standard, de aceea știți lucruri bine pe standard de ProfDB Connector e un connector pentru database-uri, în realitate, ca să simplifice. Deci pare că este super complicată. În realitate, părțile astea două o simplifică, nu suficient, cum o să vedem. O simplifică din două puncte de vedere. E foarte ușor să interacționezi din cod Python cu librăria respectivă ca să primiți genul ăsta de informații. E foarte ușor, nu trebuie să scrii nimic, ca să convertești prima informație în documente pe care le poți scrie de pe ceva scriu în sele, în ce lucruri. On the other side, dacă e să zicem ceva ca să nu tot înapoi, Library ajută aici, ProfDB Connector ajută aici, în realitate. ProfDB Connector ce face? În realitate, ia documentele de genul respectiv și poate să le pună în diverse implementări, gen Neo4j, foarte bun, și gen altele care trebuie implementate. Și aici vorbim de Python Community, și ar fi foarte fain dacă considerăm că e foarte useful să contribuim în ceea ce privește domeniul de Python. Pentru că se scrie un conector cumva pentru diferitele database care ne trebuie, pentru Postgres, pentru Genome sau TinkerPop sau Kremlin, pur și simplu, dacă să vedem aici, ajută. Ajută cumva să adoptăm și să avem niște instrumente mai bune. În partea asta, ca să mergem mai, am zis că alege Kafka, Streaming, Fancy, alegerea noastră experimentală, să zicem. Ca să vorbim un pic de, ca să vorbim pur și simplu, să zicem de ce am ales TinkerPop, specializarea cu Genus, Graph. Pentru Gremlin și suportul de Python, Gremlin este bun, Gremlin, pentru că este pe open source, îmi place open source, am fi aici. Altfel am putea să dăm o grămadă de bani pe Neo4j. Și pentru că, cel mai mult pentru că scalează destul de bine. Deci,
e demonstrat față de altele, în ceea ce privește scale-ul studiului și în ceea ce privește ce vorbeam și informațiile alea, scalabilitatea este destul de importantă. Pentru că dacă vrei să ai genul ăsta și nivelul ăsta de credibilitate, în realitate generezi foarte multe realitate. Pentru că nu poți altfel. Dacă te uiți numai la Ion care a vorbit despre Gheorghe, poate te ML, poți să vezi că dacă vrei, o să pun o întrebare un pic, da, în fel de filozofică. De ce mai să generezi alte date? Cum ai putea observa că datele tale care le ai din 2016 sunt corecte? Deci, și îți mai dau un motiv pentru de ce aș vrea să generezi. Când faci troubleshooting, cum poți resimula foarte bine seriile de evenimente pe care le ai avut? Deci, eu ca să înțeleg, adun foarte multe bălării din foarte multe locuri, le stochezi, când le stochezi, generezi date adiționale. Nu, zic altfel, chiar. Iei foarte multe bălării. Bălăriile alea devin mai puține bălării. Se distribuie în alte bălării, devin și mai puține, se recombină, după care mai generezi 5 nivele de bălării, devin și mai puține, se recombină, devin mai multe și poate devin mai puține și ai bălăriile care îți trebuie. Deci, ok. După ce ai aminat de pălării, lasă Vladul și pedofil. Și după aia eu vin, fac un report, zic, bă, oameni buni, eu nu sunt pedofil. Și după aia tu vrei să vezi de ce sistemul a catalogat pe Vlad pedofil. Exact. Nu numai asta. Imaginează-ți chestia asta, doar, scuze-mă, te răspund un pic. Imaginează-ți chestia asta că tu o faci de mii de ori. Da, la un extrem de simplificat exemplu. Știi? Okay. Ca să înțeleg bun, dar atunci ce zic eu este așa, cine povestit este un fel de a săpa în datele respective, de a le agrega, de a le, cum se cheamă? Un fel de a-ți extinde opțiunile de a observa datele. Înțeleg, deci la momentul prezent, noi suntem interesați să vedem orice informație, să găsim pe paleași, nu știu unde. Ideea mea e alta. La momentul prezent, e foarte relevant analiza și agregarea și tot totul. Deci, trei luni, s-ar putea să nu ne mai interesează informația. De ce aș stoca eu această rezultatul acestei tu poți să... sunt două chestii. De ce nu am văzut un... Stai să zic, poți, e alegerea ta. Okay? E o alegere conștientă, în sensul că tu poți să generezi genul ăsta de informații, după care poți să le arunci. Pentru că tu zici, ok, cât îmi permit, îmi permite buzunarul sau interesul să observ datele respective. O lună. Mă interesează unul. Pentru mine e important o lună. Nu contează. Cele de o lună înainte le activezi, le arunci. Your job. Important e că tu, în general, ai decis că le vrei. Acum, poți, există pros and cons să le ții sau să le ții, teorie, în stat. E decizia ta arhitecturală, în stat și nu elimină faptul că nu e un model bun sau nu e un bine, ai început cu ideea de incertitudine. Da, dar e o incertitudine pentru că tu, dacă îți arunci datele de acum un an, nu știi cum a evoluat sistemul tău și, spre exemplu, nu poți să faci predicții. Când o să ți se strice workflow-ul? La câte luni? Cum faci? Dacă zici, poți să-ți faci funcționate sau capăce? Nu, spre exemplu, poți să zici că, în cazul nostru, dau un exemplu, e imaginat acum de lume. Noi avem 10.000 de scrapere. Okay? 10.000 de scrapere sau modalități de a scrapere site. Okay? Avem un timp destul de restrâns și ne-ar plăcea să știm care e frecvența și când ni se strică următoarele scrapere. Ca să programăm bandwidth-ul oamenilor care. Dacă am un an de chestii pe care le pot analiza, pot vedea în realitate, în sistemul meu, scraperele, for some reason, strică datele. Și atunci pot să prezic că, nu, cred, mâine ți se strică un scraper ăla, uite și repar și zic, nu. Dar pot cumva să am un understanding că sistemul meu se deteriorează sau datele mi se deteriorează cu anumite viteze. Poți să vezi că cu cât, de exemplu, crești cantitatea de date sau numărul agregărilor sau nu știu ce fel de relații ai care cresc în număr, ai anumite comportamente pe care le observi. E vorba doar de faptul că ai date, le-ai conformat
care îți permite să, să observi sistemul tău în mult mai multe modalități. Că de altfel, celălalt format și el îți permite să... Ai mult mai greu să faci chestia asta. Acum, la arunci date, că le ții, mai e încă o chestie, care o să vedem înainte, în ca să finalizez un pic. Sunt o serie de chestii care nu le-am descoperit în partea de, să zicem așa, în care am evaluat tehnologia așa. Nu e neapărat nevoie să zici că trebuie să trecuiești orice, ai o, orice entitate trebuie să ai orice reprezentare, problem sau pe audio. Trebuie să trecuiești un pic conștient ce trebuie, ce vrei să analizezi, pentru că o chestie care scrie, era scris în ceva slide mai acolo, că în 2012, cred că în toate datele au fost analizate 0,5%. E useless. Și acum nu vreau să trezesc hype-ul. Hai să stăruim tot felul de date care avem prin sistem, pentru că o să mă blestemați și o să mă prindeți pe stradă și o să-mi dați. Nu, ce vreau să zic că nu trecuiți date care nu vă trebuie, care nu vedeți cu valuable, care nu vedeți că trebuie să observați comportamentul sistemului. Asta înseamnă că nu trebuie să trecuim toate activitățile din sistem, ce-o făcut, cum a făcut, pentru că o să ajungi la o chestie cu prea complexă și o să generezi nu știu câți de petabyte de date pe un database de 1 giga și nu o să poți să le folosești. Useless. Ci, challenge-urile care pus aici, în realitate, chiar dacă specificația e pretty straightforward, în realitate, challenge-ul e să alegi tipul de relații, tipul de activități, care activități să le trecuiești, ce informații să pui în activitățile aia, cum să linkuiești activitățile și entitățile generate dintr-un sistem modificat în altul și este genul ăsta. Deci nu e specificație. Provider-ul le-am pus împreună în magic. Sunt niște chestii care țin cumva de thinking, cumva, să iei deciziile corecte, să-ți ții numai datele care trebuie. Nu 50 de milioane, pentru că după aia vrei să analizezi ce e important pentru tine, în realitate, ce-o fost în urmă, pentru că nu mai faci. O să vrea să stai 5 săptămâni pentru că le-ai și pe alea de acum 50 de ani. Și nu-ți permiți să-ți plătești, eu nu știu ce, să pari, că am un timp să-mi stau. Acum, ce vreau să zic, eu nu vreau să dau o soluție. Să ridic o întrebare, să ridic o întrebare și cumva să prezentăm un pic experiența noastră. Aș zice că eu pot să zic din experiența noastră că până acum specificația destul de solidă, Python Pro ne-a plăcut, Python Pro TV Connector are nevoie de adăugat tot, mai mulți connector, scrie și un pic mai bine, etc. Pe ce o să ne intereseze, probabil, să vedem și noi. Să vedem și noi. Sau veniți să lucrați cu noi, să faceți un punct. Ok? Reclamă. Gratis. O chestie destul de importantă, e destul de importantă e să nu folosim, slash folosim, datele de provenance în general pentru alte reason pentru care le-ai colectat. În sensul că vine domnul Codac, este domnul Amari, și zice, Iori, ai datele alea super șmechere, super tare, dar de ce nu facem un API serviciu care e conectat cu mobile-ul cu tău în start și dăm ceva servicii la fie? Nu. Pentru că datele astea, în realitate, fiind decuplate, ar trebui să folosească numai la scopul de a observa sistemul respectiv. Ar trebui să poți să le arunci. Dar nu mi-a explicat, de fapt, ce se face obiectul ăsta.